Autoritățile publice, locale și județene, directori de instituții publice, oameni de afaceri, oameni de cultură și alți invitați au ciocnit astăzi o cupă de șampanie în tradiționalul eveniment organizat de Primăria Zalău la început de an. Evenimentul s-a desfășurat de această dată în sala de evenimente din cadrul clădirii Transilvania. Au participat oficiale autorităților publice locale și județene, directori de instituții, reprezentanți ai mediului de afaceri, directori de companii și oameni de cultură. Nu au lipsit mesajele de început de an ale prefectului județului Sălaj Ionel Ciunt, președintelui Consiliului Județean Sălaj Tiberiu Marc și primarului municipiului Zalău, Radu Căpălnașiu. Am întrecut un an din viața fiecăruia dintre noi. Un an, cu siguranță, pentru unii mai bun, pentru alții mai puțin bun. Dacă cineva din afară s-ar uita aici, în încăperea asta, ar putea crede că aici sunt oameni care n-au nicio grijă. Eu știu însă că unii dintre dumneavoastră ați avut și dificultăți în anul care s-a încheiat. De așa este viața, ne mai și împiedicăm din când în când și este în regulă să se întâmple și așa. Important este că cei prezenți aici, cred că am înțeles mai bine poate decât alții, că grijile, oricât de puține ar fi, fac ca ziua de astăzi sau ziua de mâine să nu fie mai puțin ușoară, dar cu siguranță fac ca ziua de astăzi să fie mai puțin sau mai veselă. Începem un an nou, un an cu multe așteptări, un an cu un președinte nou, cu un guvern remaniat și îmi doresc și sper ca cei doi, domnul președinte și domnul prim-ministru, să aibă înțelepciunea de a onora funcțiile pe care le ocupă așa cum se cuvine. De asemenea, sper ca în acest an să ieșim din zona și din sfera de ură și de dezbinare în care, din păcate, suntem de ceva vreme. Îndrăznesc să cred că cele două speranțe ale mele pot fi cel puțin două criterii prin care România să-și fortifice politica internă pentru a se face mai auzită și mai vizibilă în plan extern. La eveniment au mai participat viceprimarii municipiului Zalău, Daniela Coța și Faza Caș-Nicolae. Mesajul președintelui Consiliului Județean Sălaj Tiberiu Marc a fost unul cât se poate de clar. În cultura noastră, începutul de an este totdeauna plin de optimism. De fapt, optimismul produce dividende. Câștigul net este în sănătate, în longevitate, în succesele de peste an. Vă doresc să aveți un an bun, nu neapărat ușor, pentru că nu întotdeauna lucrurile bune la nivel individual înseamnă și lucruri ușoare. Și sunt sigur că fiecare vă doriți ca 2015 să fie cel mai bun an din viața voastră. La mulți ani! Urările au venit și de la primarul municipiului Zalău, Radu Căpălnașiu. Întâlnire devenită tradițională, să adune principalii factori de decizie din oraș, din județ, oamenii care creează acea plus valoare, reprezentanța ai societăților comerciale, atât de importante pentru un oraș, pentru un județ, pentru faptul că ne dorim ca în fiecare an să putem șterge, probabil din anumite tensiuni pe care le acumulăm în anul precedent, le-am acumulat în anul precedent, să putem să mergem mai departe și pentru că suntem totuși un județ mic, un oraș, reședință de județ mai mic, să ne dăm mâna pentru a putea duce mai departe destinele acestui oraș. Evenimentul nu s-a încheiat înainte ca cei prezenți să fie invitați la un program artistic deosebit. Acțiunea s-a încheiat cu tradiționala cupă de șampanie.